Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. Dacă mai țineți minte, vă spusesem în episodul anterior că urmează să testez un alt filtru activ pentru subwoofer mai interesant, fiind cumpărat de pe AliExpress. Acesta e. Scoatem componentele din această pungă. Ca de obicei, am verificat componentele și am observat câteva lucruri ne la locul lor. Primul este acel rezistor de 10 kΩ pus în serie cu acel LED pentru a vedea că acest modul e alimentat. E de 100 de kΩ. Hai să-l măsor, să vedeți. Da, 99,8 kΩ. Așa că eu o să-l înlocuiesc cu unul de 10 kΩ. Îl am aici, să-l măsor. Nu trebuie să fie chiar de 10 kΩ. Da, 9,8 kΩ. Al doilea lucru este existența unei diode rapide 1N4148, aceasta de aici. Destul de bizar, la ce e nevoie de o diodă rapidă în cazul acestui kit. Un alt aspect este alegerea unui condensator electrolitic în loc de unul din poliester în zona asta. Scrie între 1 și 4,7 microfarazi. Noi avem de... nici concic. De 10 microfarazi. Să-l măsurăm din curiozitate cu acest LCR tester. Să vedem. 1,8 microfarazi. Rezistența internă echivalentă de 1,7 ohmi. Hai să vedem și condensatoarele de 10 microfarazi. 814 microfarazi și ISR de 43 de miliohmi. Foarte mic. Foarte bine pentru asemenea condensatoare electrolitice. Și scrie pe ele, bineînțeles că sunt imitații acum, originale, în fine. Ar fi culmea să fie originale, dar n-are cum. Scrie pe ele Sanyo. Hai că e culme. Da, și restul componentelor sunt în regulă, le-am măsurat eu. De excepție făcând integratele, amplificatorile operaționale, acele nu am cum să le măsor. Iar stabilizatoarele 79-12 tensiune negativă, 78-12 tensiune pozitivă, le-am măsurat superficial, doar pentru a vedea că nu avem scurt pe intrare sau pe ieșire. Să continuăm cu lipirea componentelor pe acest cablaj. Prima dată rezistoarele și acea diodă rapidă, 1N4148. Avem grijă la anod și catod. Iar stilul acesta de cablaj îmi place foarte mult că poți lipi rezistoarele și pe sus. Așa numai să ai cu grijă că rezistoarele vor fi lipite strâmb. Să tăiem terminalele în exces. Am observat că o lipitură nu am făcut-o, cea de aici. Și voi corecta câteva, că văd că am pus în exces. Să punem aceste socheturi pentru cele două amplificatoare operaționale. Pic strâmb. A intrat. Să pun LED-ul, acea puntere de resoare, DB107, avem grijă la orientare. Condensatoarele foarte probabil din poliester, sunt de 100 de nanofarazi. Îmi plac condensatoarele astea din poliester portocalii, arată interesant. Să punem și conectorii aceștia de pe ieșirea și intrarea audio. E bine că au notat unde avem ieșirea, plusul ieșirii, ground și canalul stânga, canalul dreapta, oricum nu prea contează aici, al intrării și ground în centru. E bine. În cazul conectorului bloc, se pare că au dat găuri greșite sau au făcut așa intenționat. Să punem stabilizatoarele de tensiune, unul pe partea negativă, L7912CV scrie pe el, iar celălalt 7812 pe tensiunea pozitivă.
Să punem condensatoarele de 1000 de microfarazi, iar celălalt de 10 microfarazi BP. Cumva este bipolar, îl punem pe ăsta. Oricum l-am măsurat cu el cerimetru și e bine, e acceptabil. Mai avem potențiometrele de lipit, unul aici, iar celălalt tot de 50 kΩ aici. Să curățăm cu alcool izopropilic. Să punem integratele, unul aici, celălalt în partea dreaptă. Componentele au fost lipite pe acest PCB, potențiometrul de reglaj al frecvenței de tăiere și aici volumul, parte de redresare-filtrare, cele două stabilizatoare de tensiune. Arată foarte fain aceste condensatoare de 100 de nano, portocalii. Lângă acest potențiometru văd că există o gaură pentru conectare la masă. Foarte probabil este pentru a atașa partea metalică de GND de masă sau în cazul în care punem într-o carcasă metalică să conectăm la masă pentru a ecrana partea metalică, carcasa respectivă. Nu sunt cele mai faine trasee, dar na, asta e. Între timp am atașat aceste conductoare de conectorii de față pentru a putea conecta intrarea și ieșirea audio. Am desenat schema în softul EasyEDA, deși pe AliExpress există schema acestui montaj, eu am vrut să o fac mult mai ușor de înțeles. Să dăm zoom. Aici parte de alimentare, redresare, filtrare și stabilizare a tensiunii. Primul etaj este sumatorul și preamplificatorul audio. Aici observ că există un filtru RC, trece sus. Următorul etaj avem un filtru activ, trece sus de ordin 2, silent key. Următorul etaj este un filtru activ, trece jos tot de ordin 2, silent key. Numai că în cazul acesta putem regla frecvența de tăiere. Iar ultimul etaj, filtru activ, trece jos, tot de ordin 2, silent key. O să postez schema și în descriere, ca să o vedeți colorată mai bine. Aici este doar alb-negru. Să facem un test pe muzică, doar pentru a avea farmec acest clip. Alimentăm prima dată filtrul activ. S-a aprins acel LED, semn că filtrul a fost alimentat. Iar apoi să alimentăm cu 12V și acest amplificator din partea dreaptă. E unul cu TPA 318. L-ați văzut și în clipul anterior. Gata. Hai să vă arăt totuși. Nu știu cum să pun acest multimetru. Să pun deasupra la acest amplificator. Doar pentru a măsura ce tensiune avem din transformator. Avem puțin peste 2x12V. Da. 12,37. Și altă ramură, 12,35. Iar la capete, puțin peste 24. Da, 24,7. Exact. Iar pe acele stabilizatoare, GND aici și ramura negativă, 11,95. Ramura pozitivă, 11,94. Deci avem reglajul frecvenței și reglajul volumului. O să dau play la muzică. Cred că îmi vibrează mie ceva pe aici, nu știu ce. Boxa e pe masă. În fine. Se pare că potențiometrul acesta este pus invers. În loc să tai frecvența mai sus, când reglezi în partea dreaptă, practic reglează mai jos frecvența. Da, a fost pus invers.
Deoarece mi s-a părut că se aude puțin bizar, am decis ca să înregistrez semnalul de la ieșirea filtrului de față direct în placa de sunet. Așa că o să auziți sunetul cât mai aproape de cel produs de acest filtru activ. O să dau drumul la muzică. În continuare, o să măsurăm răspunsul în frecvență în programul REW. Voi roti inițial primul potențiometru la minim, iar al doilea la maxim. Începem măsurătoarea. Ca să aibă farmec acest clip, am înregistrat sunetul de la ieșirea filtrului activ. Așa arată răspunsul în frecvență a primei măsurători. Voi regla primul potențiometru la aproximativ 20% și vom relua măsurătoarea. Să continuăm cu reglajul primului potențiometru la 50%. Hai să revedem graficele, primul, al doilea și al treilea. Se vede destul de clar că modifică frecvența de tăiere. Reglăm primul potențiometru la 75% și repetăm destul. Să revedem din nou graficele. Voi regla din nou primul potențiometru, de data aceasta la 100%. Cam acestea sunt graficele cu reglajul primului potențiometru pe diferite poziții. În continuare voi regla primul potențiometru la 0%, iar al doilea îl voi regla la aproximativ 25%. Aici va fi cu siguranță o diferență de nivel, deoarece al doilea e pe post de volum. Reglăm al doilea potențiometru la 50%. Absolut, se vede foarte frumos pe grafic că modifică doar amplitudinea, nu și frecvența. Să reglăm și la 75% al doilea potențiometru. Se vede foarte clar diferența de amplitudine între cele trei grafice, unde am reglat potențiometru de volum pe diferite poziții. Să recapitulăm graficele. Primele 5 sunt cu reglajul primului potențiometru pe diferite poziții, de la 0 la 100%, iar următoarele 4 grafice cu reglajul celui de-al doilea potențiometru de volum, de la 25% la 100%. Vom face un alt test cu graficul în timp real. Să începem cu reglajul celui de-al doilea potențiometru, spre minim. Da, există o mică întârziere din cauza modului de testare a softului. E normal, dar e mai greu de explicat de ce. Să reglăm la maxim. Stai să schimb puțin poziția graficului, am uitat, scuze, ca să vedeți și partea cu frecvențele înalte, din partea dreaptă. La minim, să rotim înapoi spre maxim, încet, iar acum să vedem și reglajul frecvenței de tăiere, reglând de primul potențiometru. E aiurea că cel care a proiectat PCB-ul a pus potențiometrul invers. Se vede destul de clar pe grafic că în loc să scadă frecvența de tăiere la reglajul potențiometrului spre stânga, se pare că crește. E puțin cam dezamăgitor acest defect de proiectare, deoarece cablajul arată destul de bine așezarea componentelor. La final, să tragem și concluziile. La prima vedere îmi place cum au așezat componentele ca să apară cât de cât estetic. Aici
Condensatorii film din poliester, portocalii, arată splendid din punctul meu de vedere. Probabil sunt eu prea entuziasmat. Un punct minus este așezarea inversă a acestui potențiometru, ați văzut în testele anterioare. Al doilea oarecum defect, nu știu sigur dacă l-aș numi așa, e că sunetul de bas se aude puțin spart, ca și cum ar intra în clipping. Am testat rapid cu osciloscopul să văd dacă modifică sinusoida pe ieșire și pare că e în regulă. Dacă recomand acest kit, greu de spus. Cam mai să termin acest episod. Dacă vă place genul acesta de conținut, nu uitați de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!